Spun și eu un bun venit în dimineața aceasta la închinare împreună cu Biserica Domnului din locul acesta și aș vrea să vă invit, așa cum stăm, să plecăm din nou capul și să cerem ajutorul lui Dumnezeu în, în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, ce măreți este numele tău, ce măreți este numele Fiului tău, Isus Hristos, pe care l-ai înălțat la dreapta ta după ce s-a coborât în mijlocul nostru, pe pământul nostru, s-a identificat cu noi, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, dar Tu l-ai înviat din morți și ai dat numele cel mai glorios și în numele Lui ne plecăm și în numele Lui proclamăm și în dimineața aceasta și te rugăm fă ca slujiria pe care o realizezi să nu fie din slavă deșartă sau din ambiție egoistă, ci să caut slavata, ta, să caut înălțarea ta și, de asemenea, binele, folosul bisericii tale, folosul copiilor tăi. Te rugăm prin Duhul tău cel Sfânt să ne vorbești și astăzi, să ne dai claritate și motivația inimii să te urmăm pe tine și să te slujim după modelul Domnului nostru Isus Hristos. Te rog să binecuvintezi fiecare persoană venită aici, poate că e, sunt persoane pentru prima dată. Tu cunoști inima noastră, a fiecăruia, Doamne, dacă uh, sunt oameni care încă nu te cunosc, te rog să le deschizi inima, să primească cuvântul tău, uh, te rog să dai harul pocăinței și a mântuirii, iar cei ce sunt credincioși, cei ce te cunosc pe tine, te rog, Tată, în bunătatea ta, să ne însuflețești împreună, să te slujim mai bine, mai cu drag, mai pentru gloria ta, în lumea aceasta în care ne-ai așezat. Mulțumim în numele Domnului nostru Isus. Amin. Vă rog să deschideți scripturile la Cartea Efeseni, capitolul 4. În dimineața aceasta vom privi în continuare la această epistolă, începând cu versetul 7 la 16. Înainte să privim textul acesta, un scurt anunț. Știți că suntem ca biserică într-un proces de identificare și. Echipare și în cele din urmă instalarea prezbiterilor în cadrul bisericii. Vă rog tare mult să continuați să vă rugați pentru acest proces. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, vom prezenta înaintea voastră niște bărbați pentru care ne rugăm, și mai apoi urmează etapa confirmării din partea bisericii. Mai multe detalii le veți afla duminica viitoare, vom avea și o întâlnire de familie, dar rugați-vă pentru acest proces foarte important pentru viața bisericii. Textul vorbește despre necesitatea de a avea acești bărbați în contextul bisericii și o să vedem imediat. Haideți să ne uităm la Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 7. Primele șase versete, vă aduceți aminte cei ce ați fost prezenți împreună cu noi în dățile trecute. Apostol Pavel vorbește despre unitatea bisericii, a trăi într-un mod vrednic de chemarea la care am fost chemați, într-un mod vrednic de Evanghelie. Cum trăim într-un mod vrednic de Evanghelie? Urmărind unitatea, da? pentru că este un singur trup, biserica, un singur duh, noi am fost chemați la o singură speranță a chemării, da, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor. Versetul 7 în continuare citim. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea psalmistul spune, când s-a suit în înălțime, a luat captivă captivitatea și a dat daruri oamenilor. Și ce înseamnă acest s-a suit, dacă nu tocmai faptul că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului, el, cel care a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii, duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vând învățătură, prin șiretenia oamenilor, prin viclenia celor ce pun la cale planuri ca să înșele, ci spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în El care este capul Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat cu ajutorul fiecarei încheieturi, își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți și astfel se consolidează sau se zidește pe sine în dragoste. Amin. Am văzut în pasajul acesta că dorința apostolului și a lui Hristos este ca biserica, înfățișată ca un trup, să se slujească reciproc. Și de asta vorbim în dimineața aceasta despre slujirea aceasta reciprocă, unii pe alții în care se ducă la maturizarea bisericii. Slujirea poate să fie un termen de asta cu care ne-am obișnuit, religios, slujim, slujim pe Domnul, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu foarte adevărat, e conectat cu închinarea, dar dacă stăm să ne gândim la termenul de slujire, ce face un slujitor, un servitor, dacă vreți? un slujitor, un servitor, un angajat. Angajatul este plătit pentru slujire, dar nu vorbim de angajați pentru că slujirea e de altă natură, nu este motivată de bani, ci este motivată de evanghelie, ce face un slujitor? Îndeplinește anumite sarcini și funcții în folosul altcuiva, te servește. Aduce o contribuție, vine în folosul tău. Asta este slujirea, Asta este servirea. Da? Ne, ne gândim la servitori care pun masa ca altcineva să mănânce, se îngrijește de tot ceea ce e necesar ca să ai o cină plăcută undeva cu soția ta sau știu eu cine. Dar sunt alții care slujesc în felul acesta. Diferite slujiri există. Diferite lucrări. Și chiar și în biserică, biserica este chemată, adică fiecare, part, fiecare în parte suntem chemați să, să ne servim unii pe alții. Să ne gândim cum anume putem împlini niște funcțiuni și niște sarcini care să vină în folosul celorlalți, nu în folosul meu personal. Sau în folosul fiecăruia. Planul lui Dumnezeu pentru biserică este central. Și planul acesta pentru tine și pentru noi toți este să slujești, atenție, în biserica locală, nu doar să participi la ea. Vremurile noastre au deconectat intenția lui Dumnezeu pentru biserică și ceea ce s-a Întâmplat este că un anume număr limitat de oameni, clerul, preoții, păstorii, ei slujesc, ei pun, încropesc un program la care majoritatea participă. Dar nu acesta este planul lui Dumnezeu pentru Biserica Lui. Nu, în niciun caz. Dumnezeu nu vrea ca. Cei ce fac parte din biserică să participe doar la biserică, să consume. Ideea de a participa la servicii, chiar și asta e o altă denumire, strângerile noastre se mai numesc servicii. De ce servicii? Pentru că e o strângere în care trebuie să se realizeze o slujire, slujirile reciproce care există aici. Dar ideea de a participa la adunările bisericii și de a nu sluji este străină de Evanghelie și de Noul Testament și demonstrează imaturitate și chiar o boală, o stare de boală spirituală. De asemenea, deși biserica, atenție, un alt lucru, trebuie să slujească comunitatea din afara ei, da, trebuie este o chemare pe care o avem, să slujim în afară. Slujirea ei principală, chiar dacă veți fi de acord cu mine sau nu, se găsește în interiorul ei. Slujirea principală se găsește în interiorul unei biserici sănătoase, unei biserici locale. Scuzați. Imaginea folosită de Pavel în textul nostru, dacă ați fost atenți și o să o reluăm, este aceea de trup. Biserica locală este înfățișată cu trup. Este trupul lui Hristos, în care Hristos este capul, și noi suntem mădulare unii altora. Acum, sigur că trupul poate să facă multe lucruri, multe slujiri în exteriorul Lui. Și poate să fie o mare binecuvântare pentru cei din jur. Însă dacă mădularele trupului, părțile, componente ale trupului nu se slujesc unele pe altele, trupul nu va fi sănătos și nu va putea sluji nici în afară. Un medic o știe foarte bine sau dacă ai trecut de o anumită vârstă începi să înțelegi cât de important este ca organele să te slujească bine. Să nu te abandoneze. Asta e ceva foarte important. Da? Când trupul și ceea ce se întâmplă în trup funcționează bine și sunt mădulare care funcționează sănătos și oferă, trupul este sănătos și dacă trupul este sănătos, ce poate să facă el? Poate să slujească pe ceilalți. Dar ideea aceasta pe care am mai auzit-o, că sunt creștini care ei nu slujesc în contextul bisericii locale, slujesc numai în afară, este o anomalie foarte, foarte mare, și trupul nu va fi sănătos. Da? Adevărata slujire pornește din oferirea suportului, ajutorului, sarcinilor în contextul trupului pentru a putea sluji și în afară. Și Apostol Pavel vorbește despre această slujire în cadrul bisericii. După ce a abordat unitatea trupului, unitatea bisericii în primele șase versete. Unitatea bisericii este importantă, însă există și o diversitate de daruri pe care le-am primit. Unitatea în biserică nu înseamnă uniformitate, nu înseamnă că toți arătăm identic, la fel, nu facem toți aceleași lucruri, nu avem toți aceleași roluri, nu avem aceleași deprinderi. Uh, nu, Dumnezeu nu dorește să arătăm toți la fel și să ne manifestăm în mod identic la fel. În biserică, nu doar personalitatea noastră naturală sau contextul din care facem parte, ne face să, din care venim, din care provenim, ne face să fim diferiți, ci și felul în care Dumnezeu ne-a hăruit prin Evanghelie. Noi toți avem obiectivul de a crește în asemănare cu Hristos și în unitate unii cu alții, dar nu înseamnă că toți facem aceleași lucruri în moduri identice. Și în dimineața aceasta, cuvântul citit ne învață câteva realități esențiale despre slujirea aceasta reciprocă pentru maturizarea Bisericii și astfel de a-l glorifica pe Dumnezeu. Da. Primul adevăr esențial pe care îl subliniem și îl subliniază textul pentru slujire, este acesta. Noi toți am primit harul necesar pentru a sluji biserica. Noi toți, fără excepție, toți credincioșii, toți cei ce își pun încrederea în Hristos, am primit harul necesar pentru a sluji biserica. Haideți să citim versetele 7 la 12. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea psalmistul spune, când s-a suit în înălțime, a luat captivă captivitatea și a dat daruri oamenilor cu referire la Hristos. Și ce înseamnă acest s-a suit, dacă nu tocmai faptul că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului, el cel care a coborât este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor, ca să umple toate lucrurile. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, și alții păstori și învățători, ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos. Ce vedem aici? Că toți credincioșii au primit harul acesta după măsura darului lui Hristos și harul la care se referă aici este conectat cu harul mântuitor, dar am primit harul sau favoarea lui Dumnezeu prin care suntem împăcați cu el prin Isus Hristos, prin moartea și învieria Lui, avem păcatele iertate, suntem înfiați în familia Lui Dumnezeu, ne bucurăm de această realitate. În același timp, ni s-a dat un har fiecăruia dintre noi, după măsura Darul lui, lui Hristos și acest har se referă tocmai la harul în vederea slujirii, harul în vederea resurselor primite de la Hristos și puse în folosul celorlalți, în folosul Bisericii. Diversitatea în unitatea Bisericii constă în faptul că, deși suntem una, noi am primit același har, dar în moduri diferite. În moduri diferite după măsura darului lui Hristos. Există o diversitate, cum vorbesc alte texte, de exemplu 1 Corinteni capitolul 12, o diversitate de daruri, o diversitate de lucrări, dar este același Duh Sfânt și este același Domn. Și darurile acestea sunt date de către cine? De către Hristos. Acum, noi suntem obișnuiți că darurile Duhului Sfânt le dă Duhul Sfânt și avem limbajul acesta, ceea ce este foarte adevărat, dar vorbim despre Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și ei împreună conlucrează și tot ceea ce fac fac împreună. Și textul acesta ne vorbește de faptul că Hristos este sursa pentru darurile acestea spirituale. Hristos în calitate de Domn înălțat și a revărsat generozitatea prin darurile date. Da? El el care s-a înălțat, care a fost înălțat, da, e darurile pe care le-am primit harul acesta, pe care l-ai primit și tu și eu, este o dovadă a faptului că Hristos care s-a smerit pe sine, s-a dezgolit de sine, s-a golit de sine și a luat un chip de rob și ne-a slujit, ne-a slujit în toată smerenia până la capăt, dându-și viața pentru noi, este același Hristos care a biruit moartea, care a înviat și care a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu, și ca dovadă a întronării sale, ca autoritate pe care o deține, el a dăruit darurile acestea bisericii. Observați ce spune aici. De aceea, psalmistul, citind din, citând din Psalmul 68, când s-a suit în înălțime, a luat captivă captivitatea și a dat daruri oamenilor. Nu intru în context aici, dar Pavel explică în continuare și ce înseamnă acest s-a suit, dacă nu tocmai faptul că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului. El, cel care a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile. Iată-l pe Hristos care s-a smerit și a slujit, ne-a slujit, și care a fost revendicat de Dumnezeu, înălțat, înviat, înălțat și este Domn, a primit numele mai presus de orice nume și în calitate de Domn înălțat a luat captivă captivitatea, a biruit moartea și pe dușma, și toți dușmanii noștri, pe satan, lumea și păcatul nostru. Și în calitate de domn victorios, el își oferă darurile sale bisericii ca prin ele să extindă împărăția lui Dumnezeu. Să avanseze împărăția lui Dumnezeu pentru că Hristos e Domnul. Hristos are autoritate și cel care slujește ni se comunică pe sine și ne dă o inimă de slujitori. Cel care și-a dăruit viața pentru noi, este cel care ne dăruiește aceeași atitudine, aceeași dorință de a ne sluji unii pe alții și de a ne uh, da viața unii pentru alții chiar, așa cum spune unul Ioan. Observați, cel ce s-a coborât jos, arată smeriria lui Hristos, umilința lui, este cel care a fost înălțat și în calitate de domn. Ce face domnul acesta? Dăruiește daruri. Acum, de obicei, domnii regii primesc daruri. Când sunt înălțați, toată lumea îi slujește, toată lumea îi susține. Dar Hristos, spre deosebire de orice alt domn, odată ce a fost înălțat, își continuă susținerea. El este sursa tuturor lucrurilor și dă daruri oamenilor și credincioșilor. Și Așa le-am primit și noi. Darurile primite sunt rezultatul domniei lui Hristos pentru, pentru, întreaga creație, pentru zidirea împărăției sale. În fapt, în fapte 2 cu 33, spune Apostol, Pavel în, Apostol Petru în predica lui, așadar fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului, el a turnat ceea ce vedeți și auziți. Vă aduceți aminte de ziua 50.000? Pentru că Domnul este întronat la dreapta lui Dumnezeu, înălțat, El a dăruit. A dăruit Duhul Lui prin care avem o inimă plină de slujire și ne-a dăruit și darurile sale prin care să putem sluji cu acea inimă slujitoare. În continuare, Hristos ne arată pasajul că Hristos Domnul a dat oameni dăruiți bisericii pentru echiparea tuturor sfinților. Și repet lucrul acesta, Domnul Hristos este cel ce a dat oamenii dăruiți bisericii pentru echiparea tuturor. Da. Care sunt acești oameni pe care îi menționează pasajul? E bine, apostolii, profeții, evangeliștii și păstorii. Da? Păstorii și învățătorii. Și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Cine sunt apostolii? Păi, apostolii sunt, Noul Testament prezintă, apostol în sine înseamnă trimis. Și, într-un sens, pot să, poate să fie aplicat termenul uh, tuturor creștinilor, într-un sens foarte general și larg. Dar termenul folosit aici se referă la un număr limitat de oameni. Domnul și ales. 12 ucenici, 12 apostoli, care să fie martori ai vieții sale și a învierii sale și pe care i-a însărcinat să mărturisească Evanghelia. În acest sens, avem 12, știți că Matia l-a înlocuit pe Iuda, îl mai avem pe Apostol Pavel, îl avem pe Iacov, fratele Domnului, și poate încă unul sau două persoane, da? Și ei sunt, reprezintă autoritatea lui Hristos în mărturisirea Evangheliei. Profeții, profeții Noului Testament, profeții sunt cei care au primit revelația lui Dumnezeu, care, care au transmis cu infailibilitate cuvântul lui Dumnezeu, care spuneau așa vorbește Domnul da? și au, au scris revelația cuvântului lui Dumnezeu. Uh, și împreună cu apostolii, ne spune FSN, că suntem în studiu pe FSN, apostolii și profeții constituie temelia bisericii, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Prin urmare, lucrarea apostolilor și a profeților este esențială, fundamentală și este una de temelie, în sensul acesta, a încetat, Temelia a fost pusă. Ceea ce noi avem în slujirea lor sunt documentele Noului Testament scrise de apostolii și profeții Noului Testament. Mai apoi, el a dat, Hristos a dat evangeliști, sunt menționați în Noul Testament aici, în fapte și cu la Filip și uh, în epistola către Timotei, doar trei locuri. Da. Deși toată biserica este chemată să evangelizezi, Z, adică să mărturisim Evanghelia, există oameni care au dar special din partea lui Dumnezeu de a evangeliza și care sunt folosiți de Dumnezeu pentru răspândirea Evangheliei într-un mod mai proeminent. În zone străine de Evanghelie sau în alte domenii, dar au Darul lui Hristos în mod specific de a mărturisi Evanghelia. Încă o dată, nu înseamnă că dacă nu ai darul de de evangelist, nu înseamnă că nu trebuie să evanghelizezi. Dar sunt daruri specifice care crește eficiența și abilitatea anumitor oameni de a face evangelizare și de asemenea păstori și învățători este un cuplet, sunt oameni rânduiți de Dumnezeu în mod principal de a păstori biserica, asta face un păstor, de a, de a păstori, de a supraveghea, de a fi preocupați de sufletele oamenilor, de a dori creșterea lor, de a-i hrăni, prin cuvântul lui Dumnezeu, observați păstori și învățători, mijlocul prin care se păstorește este folosirea cuvântului lui Dumnezeu de a proteja turma de tot felul de alte pericole și de a o supraveghea, de a-i da direcție. Ăștia sunt păstorii și învățătorii și păstorirea și învățătura se, se întrepătrund. Pentru că nu poți păstori fără să dai învățătură din cuvânt, și nu poți învăța într-un mod eficient dacă nu ești preocupat de păstorirea oamenilor. Păstorii sunt tot una cu prezbiterii și arată spre lucrarea pe care o fac. El a dat. Acum, noi suntem în procesul acesta de a identifica prezbiterii, păstori. Chiar dacă în mintea noastră uh, e, e mai dificil de înțeles, sau poate că nu reușim să-i privim imediat ca fiind așa, ei sunt dați de Hristos. Și asta vrem să ne asigurăm în procesul acesta, că nu noi suntem preocupați să-i facem prezbiteri, ci îi identificăm pe cei pe care Dumnezeu i-a dat să fie prezbiteri. Nu noi facem, nu poți să faci un păstor. Nu poți să creezi un prezbiter. Dumnezeu, Hristos, este cel ce i-a dat pe unii bisericii sale. Și lucrarea lor principală este să echipeze pe fiecare credincios să împlinească lucrarea de slujire. Și aici vreau să fiți foarte atenți. El a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. De ce? ca să facă lucrarea de slujire. Asta spune textul? Ce spune textul? Haideți să ne uităm la el. Ei ăștia sunt dați de Dumnezeu ca să facă lucrarea de slujire. Nu! Ei ăștia sunt dați ca să-i pregătească pe cine? Pe sfinți. Ce să facă sfinții? Pentru lucrarea de slujire. Observați? El, el dăruiește apostoli și profeți, Noul Testament, autoritatea lor, evangeliști, oameni care merg și răspândesc Evanghelia și mijlocul prin care mulți vin, și păstori și învățători ca să crească acea, pe acești credincioși. Bun, dar toți împreună ei ce fac? Ei sunt niște persoane care... Echipiază, antrenează, pregătesc pe ceilalți pentru lucrarea de slujire, pentru că lucrarea de slujire este făcută de sfinți, de credincioși, nu de ei. Sau nu doar de ei. Și asta este foarte important să înțelegem. Ăsta e planul lui Dumnezeu pe care îl are cu Biserica locală. În mod final, întreaga adunare trebuia să împlinească rolurile slujirii. Și dacă vom reuși să refacem site-ul Bisericii, și nu știu, poate că vom avea acolo uh, cine este prezbiter și cine este, uh, eu știu eu, ce, și cine sunt slujitorii, ar trebui să fie uh, toată Congregația. Slujitorii. Toți toată adunarea. Pentru că asta e voia lui Dumnezeu. În mod final, toți trebuie să, să slujim. Hristos ți-a dat atât daruri, atenție, cât și echiparea necesară să poți sluji. Bun. El i-a dat pe unii oameni dăruiți ca să te echipeze, dar versetul 7, după cum am citit, fiecăruia dintre noi ne-a dat ce? Harul după măsura darului lui Hristos. Ok, deci ai, dacă ești în biserica locală și ești în Hristos, ești în Hristos, da, ai Duhul Sfânt, Dumnezeu ți-a dăruit daruri sau abilități duhovnicești, spirituale. Nu spune că n-ai niciun dar, e fals lucrul acesta, pretenția aceasta e falsă, poate că nu l-ai identificat, poate că nu vrei să-l folosești, poate că nu ești preocupat de slujire, asta e altceva, dar nu înseamnă că nu există resurse pe care Dumnezeu să ți le fi dat și de asemenea ți-a dat oameni care să te echipeze ți-a dat oameni care să te ajute să fii eficient în slujire. Asta e treaba lor, să te pună la muncă. Să te pună în contextul acesta al lucrării. Ai primit darul, ai primit chemarea pentru că este voia lui Dumnezeu. Chemarea pentru tine este să slujești. Nu-i nu la îndoială. Nu-i un lucru în dubii. Dumnezeu te cheamă să slujești și primești și echiparea necesară pentru a sluji. Prin urmare, există o responsabilitate pe care o ai de a sluji. Dacă ai toate acestea, și Biblia ne spune că le ai, dacă ai harul, există și responsabilitatea administrării lui. Dacă ai chemarea, există și responsabilitatea ascultării de ea. Dacă ai echiparea, există și responsabilitatea îndeplinirii eficiente a slujirii. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos a dat la un moment dat o pildă în care stăpânul, stăpânul a dat slujitorilor săi mai mulți talanți, da? niște saci cu bani, pe care să-i folosească, să-i investească pentru el. Unul a primit 10 talanți, altul 5 și altul 1. Și cel cu 10 i-a folosit, a câștigat al 10, a venit la stăpân și stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, intre, vei fi pus peste multe. La fel și cel cu cinci. Ce a zis cel cu un talent? Am un talent, ce să fac el? Să știa care au zece talanți, ei să facă. Să ăsta cu, ăștia alalt cu cinci, ei să facă, că ei au fost... Dar... Și totuși a avut un talent. S-a dus și l-a îngropat. Oricum stăpânul meu e rău, mi-a dat decât un talent. Și când stăpânul a venit, cum îl numește pe acest slujitor? Rob, viclian și leneș. Eu știu, omul s-a comparat cu alții. Dacă aș avea mai mult, aș face, dacă. Nu, a primit un talent. Ce faci cu el? Când Dumnezeu îți dă har. Te responsabilizează. Cui s-a dat mult, va fi responsabil pentru mult, cui s-a dat puțin, va fi responsabil pentru puțin. Suntem chemați să fim credincioși în lucrurile mici și în lucrurile mari, dar suntem responsabili. Nu știu cum să subliniez, dar nu există idee de opțiune în calitate de creștin. Dumnezeu te-a însărcinat cu slujirea. Și aș vrea să te gândești cu seriozitate la asta. Este slujirea, ți-ai rezervat dreptul de a sluji așa după, nu știu, atitudinea, după dispoziția pe care o ai, după fața oamenilor? Sau ai înțeles chemarea pe care ți-o dă Hristos? El a murit și a înviat ca să îți dea tot ceea ce este necesar, a dat daruri, a dat oameni care să te echipeze, ți-a dat o chemare clară. Într-o zi îți va cere socoteală de asta. Ne va cere socoteală de asta. Este o chemare a lui și nu este o chemare a noastră. Al doilea adevăr esențial și ultimul în dimineața aceasta, noi toți ne slujim reciproc, Până când vom atinge sau vom obține scopurile lui Dumnezeu pentru Biserică. Există niște scopuri pe care Dumnezeu le are în vedere atunci când ne cheamă să slujim. De la versetul 12, iată ce spune cuvântul: Da, El i-a dat pe unii așa pentru, pentru uh, uh, ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia celor ce pun la cale planuri ca să înșele, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate prințele, în El care este capul Hristos din el, tot trupul bine închegat și strâns legat cu ajutorul fiecarei încheieturi, își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți, observați acest lucru, și astfel se consolidează pe sine în dragoste. Care sunt scopurile pe care Dumnezeu le urmărește prin tine și prin fiecare în parte în ce priește biserica sa? Care sunt scopurile? Păi putem să avem scopuri personale, putem să avem, să căutăm o platformă personală prin slujirea noastră, putem să căutăm slava deșartă sau ambiția egoistă, dar în Filipeni a spus cuvântul concret să nu facem nimic din slavă deșartă sau din ambiție egoistă. Nu e despre noi, darurile și slujirea nu ne au pe noi în vedere, ci în mod special pe ceilalți. Și ce urmărește Hristos să facă cu biserica sa? e bine, biserica să fie întărită spiritual. Primul, primul aspect, primul scop, da? Să-i pregătească pe sfinți, pe sfinții aceștia, pe credincioși, nu pe sfinții de pe pereți, ci pe sfinții din adunare pentru lucrarea de slujire. Ăștia lucrează, ăștia slujesc, cei de pe pereți nu slujesc. Ăștia vii, da? Pentru lucrarea de slujire, pentru Consolidarea, întărirea trupului lui Hristos. Și da, imaginea este cea a trupului, observați? Dumnezeu ne-a adus în comunitatea aceasta să funcționăm ca un trup. Și când fiecare persoană slujește, când fiecare mădular funcționează, trupul este sănătos este întărit, este consolidat. Slujirea ta este esențială pentru întărirea spirituală a întregii biserici. Nu te gândi doar la întărirea ta spirituală. Nu te gândi doar la relația ta cu Domnul și la cât de mult crești. Gândește-te că odată ce ești adus în contextul bisericii locale, Dumnezeu urmărește întărirea unei comunități. Împreună, Știi cum? Când, când, când îți funcționează rinichii extraordinari și te bucuri că ai niște rinichi extraordinari, dar nu-ți mai funcționează inima bine, nu mai contează aproape că ai niște rinichi. Bine, contează, că e bine să nu te lase toate deodată. Dar... privești lucrurile în întregime. Îți pasă că trupul este întărit. Nu te gândești numai o parte să fie întărit. Bine că suntem noi, bine și familia. Și după ce auzim explicații evlavioase. Eu și familia mea să fim bine. Eu să, noi să fim bine cu Domnul. O, biserica, și așa nu e mare lucru de ea, dar noi să, și nu, nu e inima lui Hristos asta. Nu e preocuparea lui Hristos, el are în vedere un trup, nu te are în vedere numai pe tine, are în vedere o comunitate. E trupul lui pentru care și-a dăruit viața, vrea să fie întărit, vrea să fie zidit, vrea să fie înnoit, vrea să fie încurajat, vrea să fie stabil. Și asta este preocuparea lui Hristos pentru trupul lui, Mai slujirea ta contribuie la întărirea trupului. Acum, încă o dată, nu e vorba, există o diversitate de daruri și de slujiri. Nu e doar slujirea de la învon. Nu e doar slujirea prin cântare. Nu e doar, sunt o diversitate de slujiri. Eu spuneam, vorbeam acum cu băieții uh, în procesul acesta, că dacă vin la biserică și să spunem că nu predic, că nu fac nici anunțurile, nu conduc nici închinarea, nu, nu fac nimic, dar faptul că sunt aici, și că interacționez cu oamenii, s-ar putea să mă rog pentru cineva, s-ar putea să încurajez, s-ar putea să, 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 văd pe cineva că e întristat și să-l întreb ce se întâmplă cu tine. Mă pot ruga într-un mod specific? Și să mă rog pe hol sau acolo. Să pot să fiu de folos, să zic ok, cu ocazia asta că sunt, nu predic, nu știu, aveți nevoie de undeva, ceva, vă fac o cafea, nu? Adică pot să fiu încurajat. Nu-i doar chestia asta, sunt câțiva în era un frate într-o biserică. Spunea dacă vin, mă vedeți. Dacă nu vin, nu mă vedeți. Asta adică vom vedea. Ce contează dacă eu lipsesc? Păi bine, să nu lipsească predicatorul, că uh, Nu, no, se duce. Da mentalitatea asta nu e ok, nu e în regulă, nu e voia lui Dumnezeu. Doar să avem ochi să vedem. Unii întreabă, doar ce slujire să fac? Păi slujirea știți cum vine? Cum vine motivația la slujire? Când inima noastră captează ceva din inima lui Hristos și dorește să ajute. Și când dorești să ajuți, când nu mai ai interesele tale, familia mea, Uh, și așa am eu trei copii. Abia am venit la biserică. Până i-am îmbrăcat, până pe drum, iar ne-am nu știu ce. Eu... Deci, abia aici îmi vine. Ce să mai văd eu că este cineva în nevoie? Dar asta e chem... Când ai inima lui Hristos, când ai dorință de a ajuta, începi să vezi, să observi. Știți că una din problemele noastre în slujire e că nu vedem nevoi. Nu vedem, pur și simplu nu vedem. Sunt oameni care trec, trec copiii mei prin casă, știi, și haine aruncate pe jos, trec de... Nu le văd, efectiv. Îți chesti, tot deranj, nu văd, efectiv. Văd numai ce... N-ai văzut când că ai călcat pe acolo și... Nu, nu au văzut. Chiar n-am văzut. De ce? pentru că suntem, mergem, ne strângem, umblăm, fiind preocupați de interesele noastre. Avem niște obiective noi în cap. Și nu vedem. Nu văd pe nimeni altcineva. Îl văd, nu că nu-l văd, dar nu-l nu văd. Nu văd nevoia lui. Nu văd felul în care aș putea să fiu de folos. Nu văd. Și după aceea mă gândesc, dar ce să slujesc? Nu prea știu eu ce. Este. Nu e nimic de făcut aici. Să stau pe un scaun. Nu să stai pe un scaun și să întărești trupul Lui Hristos. Asta, asta este chemarea Domnului, planul Lui, scopul Lui. Mai apoi, biserica să experimenteze unitatea de plină a credinței și a cunoașterii Lui Hristos. Observați versetul 13. Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu. Avem o țintă clară, dragilor, ca biserică. Și anume, unitatea aceasta a credinței. Toți să îmbrățișăm credința și cunoașterea lui Hristos, nu doar unii. Toți să, să ajungem să, așa cum spune Pavel altundeva, să gândim la fel, nu uniform, dar gândim la fel pentru că avem gândul lui Hristos, pentru că ajungem să-l cunoaștem pe El. Cine este El? Inima Lui, Cuvântul lui Dumnezeu și începem să gândim la fel. Începem să simțim la fel. Există o unitate a credinței, o unitate în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu e ca și când bă, fiecare cu treaba Lui. A, dacă așa bă, gândește, treaba Lui, dar nu asta era inima și nu asta este inima lui Hristos. Biserica a primit o unitate, este unită deja, da, noi toți am fost incorporați în biserică, în trupul acesta, prin botezul Duhului Sfânt, dar suntem chemați să o menținem această unitate și să o experimentăm în măsuri tot mai mari până la plinătatea ei. Gândiți-vă la căznicie. Sunt doi, bărbat-femeie, vin din contexte diferite, din familii diferite, ajung în fața, în ziua anunții, în fața bisericii și aud pronunțarea. Soț și soție, ceea ce Dumnezeu a făcut, a unit omul să nu despartă. Și din momentul acela, cei doi au devenit una, într-un mod misterios. Acum, cei ce sunteți căsătoriți. Din punct de vedere practic, nu prea ați simțit acolo cum există unitatea asta, mai ales că la nuntă au fost niște dezacorduri pe flori și pe, pe cine să facă poze și cum ar trebui, și accente. Și a simțit mult și poate până să ajungeți la nuntă. Azi, nu a fost chiar una, așa. Dar din punct de vedere pozițional sunteți una. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu sunteți una. Există o unitate pozițională. Dar mai apoi toată viața se desfășoară și o căznicie sănătoasă va duce -o la o unitate tot mai mare a celor doi, în smerenie, în slujirea reciprocă, încât sunt vremuri în care te înțelegi din priviri deja știi ce gândește celălalt, ce preferă celălalt, poți să mergi în direcția aia, dar nu a fost la început. E bine, și în biserică se urmărește o creștere tot mai mare în unitatea aceea, în așa fel încât să avem aceleași simțăminte, aceleași gânduri, nu toate direcțiile, certuri, dezbinări, partide, ăștia, nu, ca așa. Altul scop. Și scopul e prin slujire, prin a oferi. Și încă un scop, biserica să devină împreună matură, de plin în Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii, Vreau doar să punctez lucrul ăsta după ce trecem aici. Unitatea nu se poate realiza fără credință și fără cunoașterea lui Hristos. Observați asta? Deci dacă, dacă sunt unii care vor numai unitate, dar nu vor elementele credinței, cunoașterea cuvântului lui Hristos și așa mai departe, nu vor obține unitatea veci. Pentru că unitatea vine în jurul lui Hristos. Dar biserica să devină împreună matură de plin în Hristos. La omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Adică de la imaturitate, copii spre maturitate, om matur, a întregii biserici. E o creștere colectivă a bisericii. După cum există o creștere spirituală personală, există și o creștere spirituală comunitară. Și vreau să subliniez asta. Da? Pot să fii fi o persoană matură într-o biserică imatură. E posibil lucrul ăsta. Ceea ce Dumnezeu intenționează, Hristos intenționează ca biserica împreună să devină matură, nu doar tu individual. Împreună. Cum? Prin unii pe alții. Da? Iubiți-vă unii pe alții, slujiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, încurajați-vă unii pe alții, vegheați unii asupra altora. Trupul funcționează bine și crește și ce se întâmplă? Există o, 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 o progresie din punct de vedere spiritual și standardul este plinătatea lui Hristos. Devenim maturi pe măsură ce semănăm împreună tot mai mult cu Hristos în noua comunitate. De ce e important să fim maturi? Ca să nu fim copii. Ce fac copiii? Acum Scriptura ne spune în alte locuri că dacă nu ne facem ca niște copilaj, nu vom intra în împărăția cerurilor. Dar acolo se subliniază smerenia copilașilor, în schimb Dumnezeu nu vrea să fii în toate lucrurile ca un copilaș. Nu te vrea copilaș, decât în smerenie. Atât. În rest, nu vrea să fii copilaș. Da? De ce? Ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin și retenia oamenilor, prin viclenia celor ce pun la cale planuri ca să înșele. Da? Copiii sunt instabili nu au discernământ. Din punct de vedere doctrinar, o persoană imatură, o biserică imatură, poate să fie instabilă doctrinar, nu știe ce crede. E măgită. Noi personal și noi ca biserică putem avea această stare. Da? Instabilitate doctrinară, ești purtat de orice vând de învățătură, se vede când oamenii nu au convingeri doctrinare. Nu există convingeri, ba citim cuvântul lui Dumnezeu, important să fim buni, să nu fim răi, să așa, chestii vagi, să dar nu, nu există convingeri. Citești o carte, oh, bai, ce carte faină am citit. Oh, gata, mi-am schimbat. Citești altă carte, mm, știi, biarte. Auzi o predică, știi? Băi, ce Gata, de, nu există discernământ, nu există, păi stai puțin, ce spun eu omul ăla, se bazează pe cuvânt, e ancorat în cuvânt, e conform, uh, nu, sună bine. Și ești purtat încoace și încolo, uh, asta e starea de copil și, dragilor, există oameni vicleni. Uh, haideți să cit, uh, citiți cu atenție ce am citit. Care amăgesc prin învățăturile lor. Și retenia oamenilor, prin viclenia celor ce pun la cale planuri ca să înșele. Nu mai cred în bunele intenții ale oamenilor care aduc învățături false. Vă spun sincer, a fost o vreme, multă vreme, în care am zis, mă, el are intenții bune, doar că e ignorant. Nu prea mai am predilecția asta. Da? Sunt foarte circumspect. De ce? Pentru că Scriptura îmi spune că oamenii sunt șireți. Sunt vicleni, în mod special învățătorii falși. Au o vorbire mieroasă, pare convingătoare, se prezintă ca fiind extraordinare, dar sunt vicleni. Și noi cumva, a, nu, nu, că asta e înțelegerea. Biblia spune că există astfel de oameni. Există. Și pe măsură ce ne maturizăm, Începem să identificăm lucrurile astea și să creștem în toate domeniile în Hristos, punând adevărul în dragoste. Și spunând adevărul în dragoste, să crește în toate prințele. Dragilor, Dumnezeu ne cheamă să ne maturizăm în toate domeniile din viața noastră, nu doar în unul sau două puncte tari. Gândește-te din punct de vedere spiritual. Care sunt punctele tale tari? Toți le avem. Care sunt punctele tale slabe? Toți le avem. Dumnezeu vrea să crești și în acelea slabe. Să te dezvolți în toate prințele. Cum? prin comunicarea adevărului în dragoste. Iată dar felul în care Dumnezeu vrea să slujești în toate lucrurile, să comunici adevărul în dragoste, să ne comunicăm adevărul în dragoste unii altora. Asta e ucenicie, la nivel de bază. Ei pe un frate și îi spui adevărul Evangheliei în dragoste, cupri la situația în care se găsește, la viața lui, la planurile lui, la la, la locul în care uh, își trăiește viața. Spune adevărul în dragoste. Da? Sunt unii care spun adevărul. Atât, punct. Și ei spun adevărul. Atât. Și alții care nu mai spun nimic că iubesc. Uh, nu știu ce să zic. Ne găsim în toate direcțiile. Sunt unii care, într-adevăr, spun adevărul și nu au dragoste. Dar cred că predilecția în zona noastră și din, toate, din multe interacțiuni pe care le-am avut e, bă, dar de ce să zic? Da, dar lasă că poate, pe plin de dragoste, dar ineficient. Pentru că nu pot să contribui la creșterea spirituală. Spune adevărul în dragoste, împreună. Harul și adevărul ne transformă viața în Hristos Isus. Și asta este treaba noastră a tuturor nu doar a păstorului. Lucrarea de slujire a cui este? A sfinților. Dacă vezi pe fratele tău, du-te la păstor și spune-i. Nu. Du-te și vorbește cu el. Spune-i adevărul în dragoste. Și caută să fii de folos. Iar atmosfera este, bineînțeles, dragostea lui Hristos. Hristos este capul, sursa, noi suntem instrumentele lui Hristos, atmosfera creșterii este dragostea lui. Încheiem aici. Hristos ți-a dat dar, ți-a dat har, ți-a dat echipare, ți-a dat o chemare. Ce faci cu ea? Dacă slujești, cauți scopurile lui? Te bucuri să vezi biserica, nu doar pe tine însuți, crescând? Maturizându-se, fiind întărită, îți pasă de asta, te rogi pentru asta, spui adevărul în dragoste? Asta e chemarea noastră. Doamne, Tată, mulțumim că și în dimineața aceasta ne-ai vorbit și cred că ne-ai vorbit cu claritate. Te rugăm, dă-ne harul, înțelegerea ca să ne ducem viața și slujirea în contextul Bisericii locale de așa natură încât în ziua aceea să putem să auzim cuvintele bine, robun și credincios. Te rugăm nu ne lăsa pe niciunul dintre noi să fim vicleni, mărturisim că inima noastră este înșelătoare, ne justificăm, ne înșelăm singuri adesea. credem că suntem bine, dar nu facem nimic. Te rugăm trezește-ne la realitatea glorioasă a Evangheliei, la harul Tău, la Hristos care a murit și care a fost înălțat. Și te rog să-ți zidești biserica prin ceea ce dă fiecare închetură. Te rugăm, Doamne, nu lăsa niciun membru, nicio o persoană creștină care a îmbrățișat chemarea să fie nefolositoare, ci potri cu darurile pe care le-ai dat, te rugăm să ne călăuzești, să slujim și să o facem din dragoste pentru gloria Ta. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.